Bună ziua, doamnelor și domnilor. În urmă cu câteva minute s-a încheiat ședința de guvern, de asemenea precedată de o ședință a Task Force-ului dedicat situației din Ucraina, dar pentru că am dorit să facem câteva precizări, câteva clarificări în legătură cu situația generată de creșterea solicitărilor pe anumite tipuri de produse neperisabile, inclusiv ulei. Alături de mine se va afla secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, domnul Sorin Moise, care va face o serie de precizări. Vă rog, domnule secretar de stat. Bună ziua, vă mulțumesc frumos! Ministerul Agriculturii dorește să transmită tuturor cetățenilor români că există stocuri suficiente de ulei și de materie primă pentru producerea de ulei. România produce în fiecare an o cantitate de floarea soarelui suficientă pentru a acoperi de 10 ori nevoia de consum de ulei a României. Anul trecut, spre exemplu, am avut o producție record de 3 milioane de tone, producție în condițiile în care românii consumă anual ulei produs dintr-o cantitate de 200.000 de tone de semințe de floarea soarelui. Pentru a garanta o funcționare optimă a fluxului de aprovizionare dintre producătorii de ulei și lanțurile de magazine, mâine dimineață, la nivelul Ministerului Agriculturii, va avea loc o întâlnire organizată de Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu cu reprezentanții acestora. Aș vrea să mai precizez că, potrivit situației la zi pe care o deținem la Minister, toate categoriile de produse alimentare se situează în parametrii necesari pentru consumul populației. În acest sens, am prezentat în ședința de guvern de astăzi o informare. Asigurăm cetățenii că producția agricolă a României are capacitatea de a ne oferi toate resursele alimentare de care avem nevoie. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc și eu, domnule secretar de stat. Aș vrea să vă spun că astăzi primul ministru Nicolae Ciucă a discutat cu reprezentanții rețelelor marilor magazine. În acest sens se înscrie și întâlnirea pe care Ministrul Agriculturii va avea mâine cu reprezentanții rețelelor de retail și cu producătorii de ulei din România pentru a asigura funcționarea în regim optim a fluxului de aprovizionare pe acest circuit. De asemenea, structurile guvernamentale sunt în contact cu cei care sunt, practic, în această zonă de aprovizionare cu produse alimentare și neperisabile, cum e cazul uleiului. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, de asemenea, a transmis un comunicat de presă în care a făcut un apel la calm și a dat asigurări că nu există probleme de aprovizionare cu astfel de produse. Aș vrea să vă mai semnalez în acest sens și comunicatul de presă dat de rețelele de retail care susțin același lucru, și anume că nu sunt probleme de aprovizionare și că, în ciuda creșterii pentru anumite tipuri de alimente de bază cu precădere neperisabile, fac un apel către cetățeni să aibă o atitudine responsabilă și să își gestioneze cu cumpătare consumul zilnic. Nu este nicio problemă de aprovizionare la acest moment în funcționarea rețelelor de comercializare a unor astfel de produse. Vă spuneam, astăzi a avut loc ședința Task Force-ului dedicat situației din Ucraina, urmată de o ședință de guvern în care a fost aprobată hotărârea privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Sunt reglementări privind acordarea de facilități pentru transportul rutier, feroviar și naval și aerian în cazul cetățenilor străini sau apatrizilor care sunt în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit legii azilului. De asemenea, beneficiază și cei din categoria menționată în decizia de punere în aplicare a deciziei Consiliului din 4 martie anul acesta, privind constatarea existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina, în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE, având drept efect introducerea unei protecții temporare. Mai concret, este vorba de acordarea de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang regio și interregio clasa a doua,
pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, rezidență sau a permiselor eliberate de autoritățile române, scutirea de la plata tarifelor de trecere cu bacul pentru cetățenii străini sau apatrizii care intră în România prin punctul internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene din localitățile Isaccea și Orlivca, precum și acordarea de gratuitate pentru călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea-Galați, acolo unde, ați văzut și dumneavoastră, există un flux substanțial de cetățeni ucrainieni care fug din calea agresiunii militare ruse și se refugiază în România sau trec prin România pentru a ajunge în alte țări din Uniunea Europeană. Acordarea de gratuitate la transportul rutier național sau internațional după caz pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, scutirea de la perceperea taxelor aferente autorizațiilor de transport de persoane și de marfă, prevăzută de acordurile rutiere bilaterale sau multilaterale, decontarea contravalorii biletelor de călătorie gratuită prin bugetul autorității pentru reformă feroviară și reguli privind decontarea, fac parte de asemenea din categoriile de facilități reglementate astăzi de guvern pentru a veni în sprijinul celor care tranzitează sau intră în România din Ucraina. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență sau Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, după caz, vor stabili capacitățile de transport disponibile pentru a rezolva problema transportului rutier în măsura disponibilității emise de operatorii de transport rutier de persoane către Consiliile Județene sau Primăria Municipiului București. De asemenea, în situații excepționale, în cazul imposibilității efectuării transportului pe modurile de transport feroviar sau rutier, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul de Situații de Urgență și cu acordul statului de destinație, se vor putea organiza transporturi gratuite ale respectivelor persoane care vor să părăsească România prin curse aeriene de tip charter. Acordul statului de destinație se va transmite Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către DSU, achiziția serviciilor de transport aerian charter urmând a se realiza prin procedura de achiziție publică în regim de urgență în conformitate cu legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Acestea au fost precizările pe care am vrut să le fac pentru moment. Vă asigur încă o dată, Guvernul României urmărește extrem de atent potențialele situații de criză care pot apărea. Este în contact direct cu cei care gestionează aceste situații și vom comunica de fiecare dată prompt detalii legate de măsurile pe care autoritățile le iau atunci când apar semnale privind distorsiuni de funcționare a pieței sau mesaje care să aibă legătură cu așa ceva. Mulțumesc foarte mult!